Vă salut, băieți și fete, la episodul cu numărul 4 din cariera cu Manchester United. Din păcate, acest episod îl filmez înainte să postez episodul cu numărul 3, deci nu vom avea o conferință de presă în acest episod, însă vom continua cu meciurile din Premier League. Avem aici un meci cu Swansea pe care îl vom simula și... What the fuck, am făcut egal cu Swansea. Da, ideea este că va urma un al doilea sezon în această carieră, pentru că avem nevoie și de niște meciuri în Champions League. Adică, ia stați că avem o finală de capital, nu știu ce asta, dar zi dau sim, pentru că sincer nu prea mă interesează. Cred că e ceva, ba, ne-a bătut. Nu contează oricum, nu era o finală foarte importantă. Meci cu Newcastle, mamă! Ne-am depărtat la multe puncte acolo de prima poziție, 2-0, foarte bine câștigăm, Robon machează. Avem și aici niște chestii de la România. A, uite ce echipă. Tătărușanu în poartă, pap, fundaș dreapta. Elicheș cu gardă, și cred că e mai bun. Radu Ștefan, Sunt Mărtean cu Pintilii. Gabi Torge, Maxim aici la mijloc. Dodel în față, Stank. Yes. This is best. National Squad Selection. Hai să vedem pe cine am putea să mai convocăm pe nimeni. Dar nu avem meciuri cu naționala, pe bune? Ia să vedem. Ba da, uite, avem cu Irlanda de Nord după quarter finals de la asta. Hai ca să simulez până la quarter final la Leicester. Cred că pot să câștig acest meci, sper. 1-1. Egal, tot putem să ne calificăm. Și ăsta este meciul retur. O să-i dăm skip, pentru că cred eu că batem. Nu ar trebui să ne facem probleme și 4-0, da, foarte bine. Și avem în sfârșit un meci cu Naționala României pentru calificarea la Euro. Uite, suntem pe locul 2 în grupă, într-o grupă cu Turcia, Țara Galilor, Grecia și Irlanda de Nord. Nu să vedem ce meciuri mai avem. Deci avem asta cu Irlanda de Nord și cu Țara Galilor. Cred că să simulăm asta cu Irlanda de Nord, că nu prea mă interesează. Adică, cred că am făcut o alegere bună, 0-0. Da, dar să jucăm meciul ăsta cu Țara Galilor și sper eu că să câștigăm. Primul meci pe care îl jucăm ca selecționer al României, uite, în 2015 n-aveam echipamentul în joc, era un echipament foarte basic cu galben. Ceapă meci, băieți, jucăm pe Arena Națională, cred? Jucăm pe Arena Națională? Da, jucăm pe Arena Națională împotriva Țării Galilor. Sămărtean driblează bine. Sămărtean rămâne la minge. Sămărtean în fața golului. Ce ocazie acolo pentru Lucică Sămărtean. Foarte aproape acolo să marcăm. Foarte bună faza asta, Stancu. 1-0. Nu vine să cred, am crezut că era în offside Stancu acolo. Dar Bogdan Stancu marchează pentru 1-0 dintr-un șut din prima, trimis în vincul acolo. Foarte frumoasă faza asta, haideți să o revedem. Pas acolo Maxim din prima și Stancu se întoarce. O formalitate îndeplinește Stancu și conducem cu 1-0 Țara Galilor. Radu avansează bine, Radu șutează, Radu Ștefan! De unul singur marchează un gol superb, cu un șut la colțul lung. Nimeni nu se aștepta ca fundașul stânga Radu Ștefan să marcheze din faza asta. A alergat, pur și simplu a alergat nestingherit și a șutat la momentul potrivit. 2-0. Big Falvi, ține bine de minge, Big Falvi. Foarte bună pasa pentru Pap. Stank. Pentru Kipciu în fața golului. Bară. Incredibil, am crezut că a fost gol. Nu se poate așa ceva. Kipciu, ce ratare. Corner pentru Țara Galilor și cam ultima fază a meciului. Gareth Bale bate bine și un gol foarte, foarte ciudat. Mingea a plutit așa peste Tătărușanu. Un gol foarte surprinzător la ultima fază a meciului.
Da, și se termină meciul acesta 2-1, câștigăm. Avem meci cu Liverpool și o victorie ne-ar face foarte mult bine. Suntem cu două meciuri în urmă. Neymar pentru Falcao. Falcao pentru Herrera, din nou Falcao. Vidal alergă bine, Vidal scapă singur cu portarul, dar un șut care lasă mult de dorit. Falcao pasează bine spre Di Maria, fața golului. Doamne, ce șut prost! Nu pot să cred așa ceva, ce șut prost de Di Maria. Ramos pentru Robben, fuge bine Robben, pasează cu Falcao. Driblează bine Falcao, își face loc în fața golului. Radamel Falcao. 1-0 pentru United. Falcao aici l-a făcut de tot căcatul pe, cum îl cheamă, nu știu cine era acolo. Bravo Falcao. Maria pentru Neymar pentru Falcao. Falcao din nou pentru Neymar, 2-0, Neymarcito. Nu s-a văzut prea mult în meciul ăsta, dar și-a făcut datoria. 2-0 pentru United. Arjen Robben, foarte bine se descurcă Robben, fața golului, uite-te și tu ce șut, atât de aproape de poartă și dai în halul ăsta, băi Robbene. Neymar, excelent, pentru Falcao, pierde până la urmă mingea, rămâne în posesie Vidal, pentru Herrera, pierde Neymar, Falcao, Herrera și 3-0. Și s-a terminat. Di Maria s-a accentat și va lipsi 3 săptămâni. Avem meci cu Spurs și o să-l jucăm pentru că ne trebuie foarte mult o victorie. O victorie ne-ar aduce la doar un punct de Chelsea. Și asta ar fi un lucru ideal. Neymar pentru Vidal. Vidal pentru Neymar. Neymar! Bară! Ce fază frumoasă! Paulinho zbor de acolo în banda dreaptă. Ține foarte bine de minge, însă Smalling își face datoria exemplar. Robben faulta și el acolo și e un foul foarte periculos. Poate vom reuși să marcăm prima noastră lovitură liberă. Robben va fi executat la aceste lovituri libere. Să vedem cât de bine o va face. Golazo! Ce gol frumos marchează Robben din lovitură liberă. Cred că un vincu dacă nu mă înșel. Și într-adevăr, lovitură liberă la FIFA 15 exemplare. Da, o bară gol aici. Nu arată toată faza, ia să vedem. Uite ce frumos vincul la perfecție. Senzațional acest gol. Senzațional. Felicită Robben. Ce ocazie! Faultat și din nou lovitură liberă periculoasă pe care tot olandezul o va executa. Și să vedem dacă va reuși să facă o dublă din lovituri libere. Arjen Robben din nou. Și de această dată nu foarte eficient, dar 1-0 după prima repriză. Haideți să vedem cum continuă meciul. Neymar, excelent. Neymar alergă foarte bine și faultat în careu. Penalti clar pentru noi. Hai, dacă tot l-a obținut Neymar, haide să-l bată Neymar. Neymar. Pe centru, extraordinar. 2-0. Și Neymar ajunge la 14 goluri în Premier League. Un număr foarte mare. Eriksen nu o să treacă aici de Robben, dar a trecut.
Și să vedem ce face Christian Eriksen cu Paulinho. Dembele, Musa Dembele și face loc acolo printre apărătorii noștri. Musa Dembele pasează bine cu Soldado, Soldado în fața golului și un șut lamentabil. Da, și se termină un meci bun, 2-0. Ne apropiem la un punct de Chelsea și să sperăm că vom reuși să luăm primul loc. Ne aflăm în luna aprilie și nu mai sunt foarte multe meciuri până la finalul campionatului. Avem meci cu Aston Villa pe care îl vom simula, iar meciul cu Manchester City din următoarea etapă îl vom juca și se va încheia aici episodul. 3-1 câștigăm cu Villa și rămânem acolo în coasta lui Chelsea. Haideți să câștigăm și acest meci cu City. Vom juca cu Chicharito atacant, clar nu un jucător atât de bun precum Falcao, dar avem foarte mulți jucători cu stamina scăzută și putem risca accidentări în acest final de campionat, ceea ce n-ar fi bine deloc. Roman, pentru Hernandez, Chicharito l-are în față pe Neymar, foarte bine Neymar în fața golului, direct în portar. Foarte bună recuperarea Jones pentru Neymar. Neymar avansează bine Neymar în fața golului din nou în portar. Șuturi proaste trimise de Neymar în acest început de meci. Hernandez pentru Vidal. Vidal pentru Hernandez, Chicharito, dar e Young. Se mișcă lent Young. Bună pasă către Silva, David Silva în care eu centrează. Boni, foarte periculoasă lovitura lui de cap, dar scăpăm. Young fuge bine, rămâne în posesie, pasă către Chicharito Hernandez, din nou Ashley Young. Pierde ușor Ashley Young, hai să facem pasuri greșite. Blind, foarte bine Blind. Se întoarce, dar pierde mingea, totuși obține un out acolo. Neymar pentru Young încearcă să grăbească jocul către Blind, dar nu e o variantă bună. Silva în față lui Ramos, pierde. Vedem această lansare a lui Silva către Robben recuperează mingea din posesia lui Varda, degeaba. Vidal, foarte bine pentru Chicharito, dar Chicharito alergă pe lângă minge și ieși afară că mai nenoroce. Robben pentru Neymar, de unul singur, pasează cu Falcao, e proaspăt, Falcao are viteză, Falcao în fața golului, scoate Joe Hart sau nu știu cine e în poartă, nu e Joe Hart în poartă, cine e băiatul ăsta, Muslera, what the fuck, ce a spus Muslera, citerarul lui Vidal. Bună în careu pentru Sergio Ramos marchează atunci când era cea mai mare nevoie de el. Sergio Ramos apare și-și face datoria. Minutul 81, Sergio Ramos din nou din corner, cum a mai făcut-o, reușește să marcheze cu lovitură de cap exemplară. Primul gol în Premier League, dar un gol mult mai important decât oricare altul. Mangala, iese până la urmă Valde și prinde. Pasa lui Valdes până la Falcao și faultat Falcao acolo. Foarte bună lovitura asta liberă, obținută de el. Jones pentru Blind. Blind, pasă proastă lui Blind și punem pe un atac pe City. Jesus Navas pentru Sania. Bakary Sania pentru Boyata. Și se termină acest meci 1-0. Cu noroc reușim să câștigăm și să vedem dacă suntem pe primul loc în Premier League. Da, ocupăm poziția în Premier League, doar că Chelsea are un meci în minus. Vom simula foarte puțin ca să aflăm dacă Chelsea câștigă și din nou rămânem la un punct în spatele lor, însă nimic nu este imposibil. Avem și un meci direct cu Chelsea peste o lună. Și cred că meciul cu Chelsea va fi printre ultimele, da. Deci acesta va fi penultimul episod din primul sezon.
Sper că v-a plăcut, băieți. Nu uitați să lăsați în comentarii întrebări pentru episodul următor, pentru că cu siguranță le voi citi. Dar nu, de fapt o facem altfel, pentru că următorul episod e ultimul, clar, 100% e ultimul episod din primul sezon. O să-l facem live, deci fiți acolo pe live și susține seria. Până data viitoare, eu am fost Leo, v-am pupat, ciao, nu uitați de like, subscribe, share. Ne auzim data viitoare.